Vă salut, fetelor! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur să vă am alături. Am văzut că v-au plăcut podcasturile cu întâmplări din salon. Asta mă bucură foarte tare. Astăzi eu aici am făcut o demontare, am făcut o întreținere. Ia să vă arăt pe ce unghiuțe. Nu, așa. Pe unghiuțele acestea am făcut întreținerea. Acestea le-am lăsat pentru live-ul pe care o să-l fac diseară. Am curățat cuticula și acum, evident, o să punem lichidele de pregătire. Poți să iei puțin mânuța. O să lucrăm astăzi cu lichidele de la Noche, Nail Prep, Bonder și bază. Eu întotdeauna le folosesc destul de cam de la același brand lichidele și baza. Dar voi faceți cum vreți voi mai bine. Nail Prep o să-l aplicăm pe întreaga unghie. El se evaporă la aer. Așa, aplicați bine, bine de tot și așteptăm să se evaporă. În momentul în care se evaporă, o să vedeți că unghia ușor o să se albească, da? Vedeți că se și vede. De obicei, puneți la o mânuță, la cealaltă își face treaba. O să iau nail bonderul. Nail bonderul neapărat pe gâtul sticluței, o să vă lăsați excesul și venim doar pe unghia naturală. Să vedem să se vadă, așa. Perfect. Aici neapărat trebuie să așteptăm 60 de secunde dacă nu vom avea lifting. O să iau și pensula de la Noche, oval numărul 6, după cum am obișnuit eu lucrez cu pensule mai scurtuțe și o să aplic baza. Pentru produsele de la Noche o să vă las un cod de reducere pe care puteți să-l folosiți dacă vreți să vă luați produse de la ei. Așa, aplicăm bine, bine, masăm pe toată unghiuța, să intre în toate striațiile pe care noi le-am făcut cu pila. Aveți grijă să nu curgă, dacă curge și restul materialelor vă vor curge, adică gelul sau ce mai urmează să punem noi. Și o să polimerizăm 30 de secundele în lampă. Nu uitați că acesta este un strat de aderență, nu de alunecare, da? El trebuie să fie foarte, foarte subțire. Ok, lămpică, 60 de secunde sau 30, cum vreți voi. O să luăm un tips. Așa, dăm un pic mâna. De obicei, să știți că la degetul mare, între 4 și 5, Bia fiind modelul meu, eu știu că ea are 4. Așa, pot să mai bagi un pic în lampă. Aici eu am amestecat un pigment cu un gel milky și cu niște flake-uri, da? Le-am făcut de dimineață ca să iasă bulele din el. Dăm un strat de alunecare, e ok. Dăm un strat de alunecare în tips, foarte, foarte atenți, în forma pe care noi o vrem. Eu o să fac, evident, un oval. Asta înseamnă că o să merg direct în forma oval. Ok, luăm o bulă mai mare. Și începem să o distribuim în tipsul nostru. Se vede ce fac eu aici? Se vede. Vreau să vedeți foarte bine ce fac eu aici, pentru că aceste filmulețe trebuie să vă ajute, aceste videouri. Da, bineînțeles, ca să mă ajutați și pe mine, trebuie să-mi dați un like și un subscribe dacă încă n-ați făcut-o, să-mi lăsați și un comentariu dacă ați încercat acest model, dacă aveți întrebări legate de model. Ok. Hai să vă arăt un pic. Deci dacă vă uitați, eu am pe mijloc material, în pereți nu am foarte mult, dar trebuie să aveți și în pereți, iar pe muchea de jos am material inexistent, pentru că dacă nu o să am grijă, o să am o refulare acolo. Dă mânuța la mine. Să vedeți așa. Aplicăm presiune, începem să coborâm, verificăm întotdeauna. Haide. Câteva secunde cât să fixăm tipsul, da? Dacă arde, îl iei. Foarte important să iei clienta dacă arde. Poți să iei. Verificăm un pic și pe dedesubt. Ia uitați ce puțin refulare avem și lampă. Lampă 60 de secunde. Dacă arde și nu ia clienta lămpica, chiar și această lămpică mică, să știți că o să puteți, aveți șansa foarte mare să faceți o arsură pe patul unghial și să se desprindă unghia. Așa că aveți grijă, țineți cont de aspectele astea. Hai să facem liniște să se audă cum sună.
mamă, deci nu se compară nimic cu sunetul ăsta. Așa, și bineînțeles o să iau pedurile mele cu cleaner. Sunt înrăgostite de aceste peduri și o să degresăm și pe suprafață și pe dedesubt. Da? Degresăm bine, bine de tot. Și începem să pilim. O să iau o pilă 100x180 sau 100x150, cum aveți voi. Eu le folosesc pe ambele, nu are importanță. Perez lateral. Practic noi începem, stai să vedem, așa, să redăm forma unghiuței noastre. Pila la 45 de grade pentru că facem oval. Și venim pe suprafață și dăm frumos forma. Ok, acum o să vin să dau o pilă, să iau luciu care ni l-a lăsat tipsul, ca să fiu sigură că o să-mi fac aderență finish-ul pe el. Vedeți, eu aici nu am refulare, dar dau, pentru că eu recent am întâmpinat o problemă la o clientă. Efectiv, i s-a desprins așa din vârf finish-ul, ușor, nu foarte tare. Ea nici nu l-a observat, am observat eu la întreținere și sunt convinsă că m-am grăbit foarte tare și nu am mai dat pila aceasta. Puteți să dați și cu bufferul, eu acum nu am un buffer la îndemână. Și acum o să vin să facem și laterala inferioară, neapărat, practic noi tragem de fald. Așa, să se vadă ce facem. Din punctul de creștere venim drept și unim cu vârful. Și pe o parte și pe cealaltă. Neapărat să nu lăsați fără să pizi laterala inferioară, pentru că nu o să aveți formă. Așa. No, și ia uitați ce unghie frumoasă avem noi. Nu o lăsăm așa, facem un model domnatic, să zic așa. Și haideți să continuăm. Și continuăm, dar nu înainte să-mi dați un like și un subscribe. O să iau acest model de aici. Așa, o să avem nevoie de o ștampilă, de o racletă și de ojă. Superbisim, da? O să iau frumos, frumos. O să vin frumos, trebuie să vă mișcați rapid. Așa. Rostogolim, fără să puneți presiune prea mare. Ok. Întotdeauna să priviți prin ștampilă să nu fie unsă toată, da? Și aplicăm frumos, punem presiune. Ta-dam! Așteptăm câteva secundele și pe urmă o să aplicăm finish. Trebuie să așteptați câteva secunde să se usuce oja și o să aplic finish mat. Aplicați finish mat. Pentru că pe această culoare o să vedeți că pare așa ca și cum este de gheață unghiuța. Nu vă plimbați foarte mult cu finish-ul mat pe suprafață, că el are o cantitate mai mare de acid și o să vă împrăștie, oja, da? Ia uitați ce frumos arată. Acum o să pun ulei de cuticulă, neapărat să puneți ulei de cuticulă înainte să începeți să lucrați cu... hai să punem și aici, înainte să începeți să lucrați cu acetonă, pentru că oricum se deshidratează foarte tare zona. O să vedeți că cu această manicură eu o să pun o poză pe Instagram, evident, unde le vedeți pe toate. Vă las aici și Instagramul meu să vedeți. Și acum venim cu acetonă, frumos. Așa, și ștergem surplusul. Dacă lucrați cu gel, aveți grijă să nu faceți ca chestia asta. Trebuie să ștergeți înainte să băgați în lampă. Eu de asta prefer să lucrez cu ojă. Ștergeți bine și pe urmă trimiteți clienta la baie. Ia uitați ce frumos arată. Și faceți poze. Poze superbisime, da? Sper să vă placă. Nu uitați să dați un like, să-mi lăsați și un comentariu dacă binevoiți. Vă aștept și pe Instagramul meu. Vă pup și ne revedem într-un video viitor.